considera lui El Clasico de România. Steaua, CSM Exim Bank, București, Dinamo în direct aici la Digisport 3 din sala polivalentă din capitală. Noi suntem Radu Abromescu și Ștefan Lega și vă invităm la spectacol. Da, atmosferă specială și un sărbătorit special în această seară. Este vorba despre legenda stelei și legenda basketului românesc, Alin Sabu, cel care va primi o plachetă din partea președintelui stelei, Virgil Stănescu. Sala polivalentă, ne mândrim cu ea, este superb faptul că a revenit în circuitul basketului românesc această sală. Avea nevoie Bucureștiul de un asemenea derby. Steaua Dinamo. Alin Sabu este la Sibiu, s-a mutat de câțiva ani. Primește acolo fiul său placheta. Bogdan Sabu a făcut și el basket, a jucat la nivel mai scăzut decât tatăl său. Este un jucător foarte spectaculos de streetball. Iată-l primind placheta destinată tatălui său din mâinile lui Virgil Stănescu. Bogdan are un mesaj de la tatăl său pentru fanii basketului. Admitite nume mari ale basketului românesc. Noi avem numele actuale ale basketului stelist și respectiv dinamovist. Steaua, spuneam, cu ceva probleme. Cooper s-a accidentat la deget. Nu este o fractură, dar accidentarea destul de gravă. Miță Paul la omorul drept. Ambii sunt însă pe teren astăzi, vor juca.